Ziua profesorului de franceză a fost sărbătorită pentru prima dată pe data de 28 noiembrie în întreaga lume. La Călăraș, evenimentul a fost marcat printr-o activitate cu titlul Merci Prof, organizată la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu. La acțiune au participat toți profesorii de limba franceză din județul Călăraș, dar și invitați din județele Ialomița și București. Valorizarea meseriei de profesor de limba franceză, consolidarea legăturii și solidarității dintre ei, dar și promovarea culturii francofone, au fost obiectivele acestei celebrări. Tema din acest an a fost inovație și creativitate. Mai multe activități vor fi organizate în țara noastră de Ministerul Educației și Cercetării din România, Federația Internațională a Profesorilor de Franceză, Asociația Română a Profesorilor de Franceză, Institutul Francez din România, Agenția Universitară a Francofoniei și Organizația Internațională a Francofoniei prin biroul său regional pentru țările Europei Centrale și de Est. Bună ziua, doamnelor și domnilor! În calitate de gazdă, vă urez bine ați venit! Vreau să vă urez la mulți ani și să aveți ediții la fel de frumoase. Am înțeles că este prima ediție. De fiecare dată vă aștept și cred că voi fi un partener de nădejde al acestui tip de activitate. La mulți ani! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor profesori, în numele președintelui Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Iuță, și în nume personal, dați-mi voie să vă transmit și eu salutul de bine ați venit în această casă a culturii. Și când spun casa a culturii, nu pot să nu îmi zboare mintea. Unde credeți că îmi zboare mintea? Am făcut înainte să vin aici așa o departajare. România vorbitoare de franceză, România vorbitoare de rusă, România vorbitoare de engleză. Mi-a zburat mintea, gândurile mi-au zburat la România vorbitoare de limbă franceză. La România care a început să crească. România s-a născut ca stat civilizat, și iertați-mă, pentru istorici, cred că este o blasfemie ce spun. Dar România a început să se dezvolte și să intre în sfera aceasta a civilizației, vorbind limba franceză. România a cunoscut momentul de glorie maximă, vorbind limba franceză. Din păcate, odată cu o altă limbă, extrem de importantă cultural, România a început să cadă. Și nu știu eu acum, nu sunt îngrituit să spun, dacă România este în picaj, vorbind engleza, sau dacă România puncte. Dumneavoastră, fiind vorbitor de limbă franceză, dați-mi voi să vă consider reprezentanții, urmașii, mentorilor României vorbitoare de limba franceză. În felul acesta, greutatea, importanța și strălucirea tuturor actelor, evenimentelor ce le veți desfășura de acum încolo, sunt convins că vor căpăta o altă semnificație. Reprezentați România, acea Românie cu parfum vorbit, cu parfum franțuzesc. Vreau să vă urez succes, să vă felicit pentru faptul că nu ați lăsat să treacă pur și simplu acest eveniment, ziua profesorului de limba franceză, și să faceți din acest prilej, din această ocazie, să faceți momentul de glorie anuală al dumneavoastră. Mult succes, felicitări, să vă dea Dumnezeu să fiți izvor de cultură pentru generațiile viitoare, așa cum a fost înaintașii noștri. Succes! Mulțumesc
invitaților noștri și o să invit acum cinci fetițe frumoșele și talentate care nu au vrut să rateze momentul, n-am avut cum să le opresc, pregătite de domnișoara Daniela Dumitru. Să vedem ce mesaj au pentru noi. Ne Cristul de mână, nu de mesaj.